Salutare, salutare! Zăpă interviu cu Super Zăpă, bineînțeles, și cu Nicolas Manole, de 7 ani. Salutare! Bună! Bună! Am înțeles că Nicolas e Nicolas cu C și H? Da. Și cum ne dăm noi seama că e Nicolas? Adică trebuie să pronunțăm altfel? Nu. Dar tu cum te prezinți? Nicolas. Nicolas. Dar poate că trebuie să pronunțăm așa mai, Nicolas, ca să ne dăm seama, nu? Nu. Am înțeles. Îți place numele tău? Da. Dacă ar fi să-ți mai adaugi un nume, care ar fi acela? Pe lângă Nicolas, cum ai fi vrut să te mai cheme? Un nume. Ce nume îți vine ție minte și îți place foarte tare? Ia să auzim. Bebeluș. Nicolas Bebeluș Manole. Oh, tu te consideri că un bebeluș? Aha. Am înțeles. Dar cine zice că ești bebeluș? Nimeni. Ah, ești bebeluș care încă se mai joacă, așa e? Nu mă joc. Ba da, ai zis că te joci. Mi-ai spus că te joci. Înainte de misiune ai zis că îți plac jocurile video. Da, jocurile video. Păi jocurile video, asta înseamnă că te joci, asta înseamnă că merită să zici că ești bebeluș, nu? Zi! Hai să zicăm de data asta că da. Vedeți ce ușor îi zăpăcesc. Așa, deci îți place să te joci. Da, stai puțin, afară de jocurile, cât te joci tu jocuri din astea video? Adică, cred că nu în fiecare zi, nu? Vineri, sâmbătă și duminică. Așa, deci cumva pe weekend cât ai voie să te joci? Care e timpul pe care ți l-a alocat familia pentru asta? Abandam. Adică jumătate de oră, o oră, cam cât? Cam cât? Habar n-am. Cam habar n-am. E bine, dar e suficient pentru tine, da? Uh-huh. Am înțeles. Dar în afară de jocurile astea, mă gândesc că te joci și afară. Ai prieteni cu care te joci afară? Noua. Poftim? Noua. Noua? Da. Noua prieteni? Noua. Noua cine, Noua? Un prieten al meu. E prietenul tău cel mai bun? Da. Cu care ce te joci? Orice. Orice. Cum te-ai împrietenit tu cu Noua? Păi mergeam prima dată la grădiniță, apoi l-am văzut și m-am jucat cu el. Aha, deci de cât timp sunteți voi prieteni? De? De un an, de doi, de trei, de patru? Patru ani. De patru ani, foarte bine. Și o să mai dureze prietenia asta voastră, da? Da. Aveți foarte multe lucruri în comun? Cum adică? Cum ar fi, nu știu, pasiunile voastre, vă plac poate aceleași filme, aceleași desene? Nu. Deci sunteți puțin diferiți. V-ați cercat vreodată? Odată. Și cine a venit repede să se împace? Tu sau Noua? Amândoi. Amândoi. Deci va lipsi prietenia voastră. Foarte frumos. E bine să ai prieteni? Da. De ce? De ce nu? De ce da? De ce? Bine jucat. Zi, de ce? De ce să avem prieteni? Și să nu fim așa. Ca să trăiești. Deci nu poți trăi fără prieteni. Foarte bine ai spus asta, bine punctat. Am înțeles că tu practici Aikido. Da. Ce e Aikido ăsta? Adică ce faci? Arte marțiale. Arte marțiale. Păi stai puțin că ai zis că la școală îți plac artele. Da. Păi și faci Aikido la școală? Nu. Păi e vorba de arte marțiale? Îți plac și artele marțiale, dar și artele? Că nu înțeleg. Ia zi, și? Și artele și artele marțiale? Da. Da. Ce faci la Aikido? Exerciții. Exerciții de matematică? Nu. Dar de care? De încălzire. Adică stați lângă un calorifer, vă încălziți și gata, sunteți gata de Aikido. Vreau și eu. Și eu pot. N-avem calorifer. Bine, atunci stați lângă sobă. Unde stați să vă încălziți? N-avem sobă. Și atunci cum te încălzești? E un plovăr pe tine. Ne mișcăm. Spunem așa. Mișcare multă. Am înțeles. Și la școală, la arte, ziceai că-ți plac artele. La școală ce faceți la arte? Desenăm, nu e clar? Bravo, deci îți place să desenezi. Mulțumesc frumos, Super Nicolas, pentru interviu. Absolventul săptămânii la Școala de Supereroi Țibiți Învață Oul pe Găină este Nicolas Manole, de 7 ani. Felicitări!